După ce conducerea Spitalului de Urgență Roman va ști cu exactitate ce sumă va primi în urma semnării contractului cadru cu Casa Județeană de Sănătate Neamț și din programele naționale finanțate de Ministerul Sănătății, se va trece la creionarea bugetului unității sanitare pentru 2017. În pregătirea acestei operații s-a alcătuit o listă de investiții urgente care se ridică la aproape 5,5 miliarde de lei vechi. Lista de investiții a fost depusă atât la Ministerul Sănătății cât și la Primăria Roman. În funcție de suma pe care o vom obține la contractul cu casa, pe care urmează să îl semnăm, de asemenea de sumele repartizate pe programele naționale de sănătate din contractul cu DSP-ul, Ministerul Sănătății și a programelor naționale în contract cu casa, vom creona și bugetul pe anul 2017. Ce putem spune este că pe parte de investiții avem o listă care știm cu toții, am direcționat-o și către Primăria Municipiului Roman și către Ministerul Sănătății, unde avem un total de 5.463.360. Din această listă ne-am adresat Ministerului Sănătății, am fost la minister, tocmai pentru că este programul de guvernare cu CTU pentru spitalele județene și am vrut să știm dacă ne putem încadra și noi pe acest program, cu toate că nu suntem spital județean, dar considerând că Spitalul Județean are un CT și poate vom reuși să direcționăm către Spitalul Roman, se pare că strict pentru spitalele județene sunt aceste CT-uri. În schimb, am făcut o notă de fundamentare în care am explicat necesitatea acestui CT la Spitalul Roman. O să fie discutat și în funcție de ce hotărâri se vor lua, vom vedea dacă vom putea beneficia de acest CT și un aparat Röntgen pentru dispensarul TBC. Noi am vorbit cu domnul director financiar, vom începe procedurile de acord cadru, tocmai că dacă vom avea finanțare să putem spre sfârșitul anului, când ne vor anunța, să putem și achiziționa aceste aparate. Lista de investiții este una lungă și conține atât aparatură considerată extrem de necesară, dar și echipamente care să reducă riscul introducerii de noi microbi în saloane de către aparținători. Ca urgențe majore, să spunem, am avea nevoie de un spirometru pentru secția de pneumologie, un nebulizator de injectomate, o frigider prosectură cu 3 locuri, cardiotocograf, developeză, distilator apă pentru farmacie și o mașină de botoșei, tocmai pentru a fi pus la intrarea, cum pacienții intră în spital, să-și pună piciorul și să fie înfoliat talpa pantofului pentru a nu mai aduce mizeria de afară în spital. Lucrările de reparații sunt extrem de importante în opinia conducerii Spitalului Municipal de Urgențe Roman. Pe parte de reparații capitale ne dorim finalizarea reabilitării termoenergetice a Spitalului Nou, corpul ABC, lucrare care a fost începută în 2015 spre finalul anului. Avem autorizația de construcție valabilă până la sfârșitul anului 2017 și de aceea e necesară finalizarea lucrărilor. Odată cu această finalizare a lucrărilor vor fi obținute atât confort sporit al pacienților, cât și costurile mai scăzute ale utilităților. De asemenea, o reabilitare, modernizare, reparații pentru amenajarea Centrului de Sănătate Mentală și Arhiva Spitalului. Ca și reparații curente, aproape am finalizat reabilitarea, modernizarea secției de endocrine și diabet. Dorim reabilitarea secției de ORL, având în vedere ordinul 1096 în ceea ce privește aprobarea normelor privind condițiile pentru care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerea autorizației sanitare de funcționare, va trebui să organizăm și amenajarea structurii de spitalizare de zi. Alte reparații în ce privește hidroizolația centrală termică Spitalului Nou și hidroizolația blocului alimentar și poartă.
recondiționare conducte trasee apă rece, apă caldă și agent termic subsol pediatrie. De asemenea, pentru furnizarea apei calde continuu, în momentul de față nu avem apă caldă în mod continuu și este o cerință a tuturor și trebuie să o îndeplinim, este necesară înlocuirea cazanelor existente cu altele de capacitate mai mică și de inox. Aceste cazane le are primăria și ne le pune la dispoziție, numai că acestea trebuiesc automatizate cu autorizație ISCIR, astfel încât să poată funcționa fără suplimentarea numărului de fochiști. Pentru aceste cazane vor furniza apă caldă strict și căldură strict doar pentru spital, iar pentru policlinică și spălătoria spitalului, la fiecare din aceste puncte să fie instalate câte o centrală termică care să nu necesite obligativitatea prezenței personalului de deservire. Conducerea unității sanitare este preocupată și de problema furnizării apei calde în regim continuu, motiv pentru care cazanele existente în centrala spitalului vor fi înlocuite cu altele noi puse la dispoziție de primărie, ce vor trebui automatizate și autorizate ISCIR, care să poată funcționa fără suplimentarea numărului de fochiști. După ce vor fi automatizate, aceste cazane vor deservi cu apă caldă strict secțiile din spital, urmând ca apa caldă pentru dispensarul policlinic să fie furnizată de centralele proprii ale acestuia.